puțin mai devreme, dar haideți să vorbim despre boala secolului. Ascult. Boala secolului, depresia, da, în contextul a ceea ce noi trăim acum. Cele 60 pe care le-ați menționat excepțional, așa cum spuneam, mai sunt și altele. Ce faci în momentul în care poate zici, domnule, sunt obosit? Dar, de fapt, acolo se instaurează depresia. Depresia este o boală, domn profesor, sau nu? Și cum ne dăm seama că suntem în zona respectivă? Ca să explicăm pentru omul de rând. Depresia, da, când toate funcțiile tale se lasă în jos. Atenția, gândirea, auzul, grija față de tine, dialogul, judecata, decizia, memoria, toate scad. Toate scad. Și, primul, iar tu, ca individ, intri într-o stare de negativism, de indiferență. Nu mă interesează nimic. Lasă-mă în pace. Ceea ce e foarte grav. Înțelegi? Legătura cu exteriorul, dorința de a face ceva. Nu. Și atunci această interiorizare și scăderea tuturor funcțiilor, din multe motive, din cauza de supra-solicitare, din cauza de supărare majoră, din cauza de deces, din cauza că șeful te-a dat afară sau te-a retrogradat, din cauza de divorț, divorțul influențează enorm de mult, din cauza că copiii pleacă în străinătate, cred că am spus destule cauze, persoana respectivă intră în depresie. Și toate funcțiile scad. Scăzând funcțiile acestea, tot creierul scade în activitate. Scăzând în activitate, toate funcțiile cerebrale care le avem, gândirea, memoria, se ducă în jos. Iar cu ocazia aceasta scade imunitatea organismului pentru boli prin care am trecut și prin care poate mai trecem încă o dată, că a apărut încă o variantă de Omicron, care este și în România, probabil că ați văzut. Deci, pe de o parte, ca să rezistăm cu imunitatea, și apar toate aceste boli grave de care discutăm, atât cele cerebrale, cât și acele groaznice, groaznice tumori, neoplaziile, cum le spunem. În momentul în care văd că interesul meu pentru lumea exterioară, în momentul în care văd că funcțiile mele sunt mai sunt jos, în momentul în care simt o apăsare, putem să spunem tristețe, putem să spunem amărăciune, așa, pornim, și așa mai departe, se instalează această stare pe care o numim depresie. Cum ieșim de acolo? V-ați confruntat vreodată? Am avut și eu. Ați avut și dumneavoastră? Se poate ca un om atât de optimist și atât de strălucit să se confrunte cu depresia? Am să vă spun cum am ieșit. Deci am fost într-o depresie. Plus că am primit și un telefon. Țin minte colegii de la Sibiu, care nu știau ce mi s-a întâmplat, așa mai departe. Aveam și o situație în familie. Și mă sună, dar știți că în două săptămâni trebuie să prezentați lucrarea aceea, conduceți conferința cu tare, nu ne-ați trimis rezumatul. M-au luat așa la un duș, dintre am simțit un duș rece peste mine, că eu stăteam și așa pluteam între două ape, cum spunem, într-o stare de negativism și de indiferență totală și față de mine și din jurul meu. Când am primit acest telefon, m-am zis, imediat, stai, de unde sunt? Și mi-au zis, domnule profesor, dar ce faceți, că noi vă așteptăm. A fost lovitura. Deci a fost o chestiune, o acțiune care v-a scos deci de acolo. Munca m-a scos. Uh-huh. Și imediat n-am povestit ce mi se întâmplă, n-am povestit de ce stare sunt. Am spus, da, sigur, în două săptămâni rezolv tot, o fac și m-am pus pe activitate și am reușit. Poate cineva nu are muncă, poate cineva și-a pierdut jobul. Ce poate face? Să găsească ceva care îi place. Găsiți, cum am întâlnit persoane puțin mai seniori, că avem un cățeluș, și una, două ieșim cu el la plimbare, că ne ducem până în parc, ne mai întâlnim cu doamna, cu doamna și mai stăm de vorbă, de amintiri. Mai dăm drumul la o poezie, la un film care ne aduce aminte de tinerețe. Deci era un spectacol. Sunt spectacole foarte bune. Ieșim la o terasă. Nu cumva stați să fiți pe loc. Sedentarismul favorizează toată activitatea de profilul negativ al organismului. Mișcați-vă. Să-i spun, este o frază în japoneză, a zis, mă miște ce exist, foarte important. Mișcați-vă, indiferent de mișcarea vârstă. Mișcarea n-are cum să ne ajute, sigur, pentru orice formă.